Delia a dat peste un obstacol la întoarcerea din vacanță ce a pățit artista, dar și cum se simte acum, aflăm chiar de la ea. Vacanța de vis s-a încheiat, iar la întoarcerea în țară, Delia s-a lovit de o problemă de sănătate. Vedeta a explicat pe una dintre rețelele de socializare că a făcut o iritație la ochi. Se poate vedea și într-una dintre fotografiile pe care vedeta le-a postat recent faptul că artista are ochiul roșu înlăcrimat. Proaspăt întoarsă în țară, după vacanța petrecută în Grecia, artista a pornit din nou la drum. Nici nu a apucat să își desfacă bagajele că a plecat într-o nouă expediție. De data aceasta pe plaiuri mioritice, blondina a luat avionul spre Timișoara, acolo unde a susținut un concert. Cu siguranță frumoasa artistă se va trata și va trece peste acest mic obstacol. Toată lumea știe că Delia iubește să cânte și să fie pe scenă, însă în afara acestei pasiuni mai are una, la fel de mare. Călătoriile. Cea mai recentă destinație a vedetei și a soțului ei a fost Mykonos, Grecia. Ea și Răzvan au ales un hotel de lux. O singură noapte petrecută în resortul în care s-au cazat cei doi costă peste 1000 de euro. Soare, ape cristaline, peisaje de vis. Cam acestea au fost lucrurile de care s-a putut bucura artista în vacanța petrecută în Grecia. Delia este cu siguranță campioana vacanțelor scumpe.